Doamnelor și domnilor, bun găsit, este ora 15, eu sunt Dan Gabor, încep știrile. PNL stă pe un butoi de pulbere. Liberalii ar trebui să oficializeze mâine seară relația controversată cu cei de la PSD. Apropierea de dușmanii de moarte de până acum nu este însă pe placul tuturor peneliștilor. Potrivit unor surse, cei mai mulți liberali fac presiune asupra lui Florin Câțu să lase pe Nicolae Ciucă să conducă guvernul. Liderul PNL ar urma să devină președintele Senatului. Cred că am găsit în această seară multe lucruri care pot să ne unească. De exemplu, situația pe care o vedem astăzi în România și pentru a găsi soluții pentru ceea ce avem astăzi în România, pentru situația de criză. Ce vă uneți cu PSD-ul, domnule Câțu? Vă spuneam despre aceste obiective. Avem o criză în sănătate, avem o criză în energie și pentru acestea avem nevoie de un guvern, avem nevoie de guvernare stabilă. Dacă reușim împreună cu cei la PSD să facem acest lucru, este ok. Da. Florin Câțu a găsit lucrurile care lunesc de PSD, însă a reușit în schimb să dezbine PNL-ul. Potrivit surselor politice, tensiunile sunt din ce în ce mai mari înaintea ședinței decisive în care se va decide dacă PNL va guverna sau nu cu socialdemocrații. Mai mulți lideri PNL au spus în partid că au vorbit cu președintele Klaus Iohannis, care le-a sugerat să formeze un guvern cu PSD, o opțiune pe care însă mulți peneliști o acceptă cu greu. Astfel au fost deja decizii în anumite BPJ-uri prin care s-a votat refacerea alianței cu USR, cum a fost la Iași. Cred cu tărie că cea mai bună variantă pentru România este un guvern în jurul PNL cu USR și UDMR. Prima noastră opțiune a PNL trebuie să fie refacerea coaliției de centru-dreapta. Ciprian Ciucu și Cristian Băcanu sunt alți liberali importanți care se opun alianței cu PSD. Eu în acest moment nu susțin formarea acestei alianțe. Am fost unul dintre cei mai vehemenți membrii ai biroului politic național care a spus acest lucru. Deci nu îmi doresc refacerea USL, ca să fie foarte clar. Eu nu cred că avem vreo șansă să colaborăm cu PSD-ul. Singura soluție, și subliniez lucrul acesta, este să refacem coaliția de centru-dreapta, PNL, USR, UDMR. Surse politice spun că liberalii ar fi sugerat lui Florin Câțu să preia șefia Senatului în loc să mai încerce să conducă guvernul. Aproximativ 2 milioane de elevi vor reîncepe școala de mâine în format fizic. Ministrul Educației, Sorin Câmpeanu, a anunțat că 68% dintre unitățile de învățământ îndeplinesc criteriile pentru redeschidere. Mai exact, peste 60% din personal este imunizat în aceste școli. Criteriul ales de ministrul Câmpeanu este contestat, însă intens, atât de elevi cât și de părinți. 68% din școlile de săptămâna trecută a crescut cu 10% gradul de vaccinare. Vă spun, defalcat pe județe, în Dolj avem 88%, în Vâlcea și Dâmbovița 85%. Dar bănuiți și o raportare falsă la mijloc? În București, poftiți? Bănuiți și o raportare falsă la mijloc? Sunt școli unde numărul de vaccinați dintr-o școală a sărit peste noapte. Ca să facă pragul de 60%. Să nu fie raportare falsă. Să nu fie raportare școli unde acest prag a sărit peste noapte fără nicio explicație. Haideți să fim serioși. 30 de secunde, trebuie să luăm publicitate, domnule ministru. De luni vom verifica cu echipe de control în toată țara modalitatea în care s-a raportat rata de vaccinare. Vom verifica respectarea regulilor sanitare în școli. Sorin Câmpeanu se apără după decizia de a redeschide școlile în care peste 60% din personal este vaccinat. Părinții și experții în sănătate au susținut că elevii vor fi în pericol în continuare. Medicii l-au acuzat chiar pe Câmpeanu că a prelungit practic până în primăvară valul 4 al pandemiei. Atunci a trebuit să găsim un criteriu de departajare între cele care pot funcționa cu prezență fizică. Faptul că s-a introdus rata de vaccinare alături de toate celelalte condiții de reglementare, reguli de protecție sanitară, a fost introdus în ideea creării unui mediu cât se poate de sigur pentru elevii în școală și în ideea unei protecții cât se poate de bune a profesorilor din școli. Ministrul a recunoscut că acest criteriu nu este cel mai bun, dar spune că nu își permitea să îi mai țină pe elevi acasă. Este o măsură de compromis cu foarte multe neajunsuri, dar trebuia găsit un criteriu. Acest criteriu a avut în vedere mediu sigur pentru copii. S-a plecat de la Organizația Mondială a Sănătății, care a propus 70% rată de vaccinare pentru a asigura imunizarea de grup.
S-a luat în considerare 60% rate de vaccinare fără a se ține cont de persoanele care au trecut prin boală. Reprezentanții asociațiilor de părinți l-au acuzat pe ministrul Câmpeanu că a luat aceste măsuri doar din orgoliu. Este o crimă, este genocid ce face actualul ministru demis, impunând și obligându-ne să ne trimitem copiii la școală, acolo unde ratele incidenților sunt cu mult peste 10 la mie. Școlile vor primi teste de salivă de la Cătălin Botezatu și frații Cămătaru. Firmele deținute de aceștia au câștigat licitațiile lansate de autorități. Însă, oricum, testele nu vor putea fi folosite imediat, ci abia de la finalul lunii. Ministrul Sorin Câmpeanu s-a apărat și a declarat că pentru el nu contează de la cine vin aceste teste. Firma de modă a cărei imagine este designerul Cătălin Botezatu urmează să furnizeze cel mai mare număr de teste rapide ce urmează să fie distribuite în școli la sfârșitul acestei luni. Pentru început, societatea va furniza 5 milioane de teste rapide, care reprezintă însă doar o parte a unui prim lot prevăzut în contract. Firma care se ocupă mai nou cu produse de protecție anti-COVID-19 a derulat în ultimul an și jumătate afaceri cu statul de peste 127 de milioane de lei. Elevii vor mai beneficia de teste și de la Sile Cămătaru și familia sa. Societatea Eve Healthcare SRL, la conducerea căreia se află familia liderului clanului Cămătarilor, Vasile Balint, va produce alte 1 milion de teste de salivă pentru elevii din țară. Ministrul interimar al educației, Sorin Câmpeanu, spune că nu ministerul s-a ocupat de aceste contracte și aruncă întreaga vină pe Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate. Încă de la începutul pandemiei, structura aflată în coordonarea Ministerului Finanțelor Publice a gestionat achizițiile fără licitații de materiale și echipamente de protecție împotriva SARS-CoV-2. Pe mine, ca ministru al educației, mă interesează să fie teste în școli și să fie teste care sunt conforme din perspectiva calității. Lucru certificat de Agenția Națională a Medicamentului. Am primit informația că aceste teste sunt cele utilizate în Germania, în Portugalia și în Franța, din primul lot. Primul lot va avea contractul subsecvent semnat luni. Loturile 2 și 3 vor avea contractele subsecvente semnate marți. Din luna martie, declar public în continuu că este nevoie de testare în școli. În sfârșit a fost demarată această achiziție. Achiziția s-a făcut pe baza unor cerințe de performanță minime, elaborate de către Agenția Națională a Medicamentului și dispozitivelor medicale. Achiziția pe baza acestor cerințe a fost organizată de către ONA. Alexandru Rafila spune însă că testele trebuiau cumpărate cu mult timp în urmă, când ar fi putut fi achiziționate cu un preț mai mic. Noi avem starea asta de alertă de un an și jumătate. Vi s-a părut diferită situația din vară față de acum? Credeți că este întâmplător că s-a decis achiziția de urgență a testelor pentru elevi acum? Noi am cumpărat în procedură de urgență foarte multe teste, pentru că acum e stare de alertă. Dar și în vară era stare de alertă. De ce nu s-au cumpărat în vară testele cu un preț mai mic, cu o procedură internațională, ci acum prin procedură de atribuire directă cu un preț mai mare decât în farmacie? Pe Sorin Câmpeanu nu-l interesează însă de prețuri. O declar cu toată responsabilitatea. Ca ministru al educației, care nu are nicio implicare în achiziții, nu mă interesează prețul, nu mă interesează nicio firmă câștigătoare, nu cunosc nicio firmă. Este organizată o procedură de licitație de către ONAC în subordinea Ministerului de Finanțe și nu există posibilitatea de control asupra celor care doresc să facă oferte. Atât vă pot spune ca principiu. Numărul infectărilor și al deceselor a scăzut, însă pacienții în stare gravă continuă să umple spitalele. Un singur pat liber mai este la terapie intensivă în toată țara. 5.293 de cazuri noi de coronavirus au fost raportate în ultimele 24 de ore, însă asta însă pe fondul unui număr foarte mic de teste realizate. Aproape 1.900 de oameni sunt în stare gravă la ATI, în timp ce aproape 300 și-au pierdut viața. Și stăm de vorbă acum cu medicul Diana Manolescu, directorul medical al Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara. Bună ziua! Bună ziua! Vă mulțumim pentru intervenție! Numărul de infectări a început să scadă, însă întrebarea este când vom vedea un număr mai mic de bolnavi spitalizați la ATI? Da, într-adevăr, numărul cazurilor noi, așa cum ați văzut și noastră din statistica ultimelor zile, este în ușoară scădere. Însă, din păcate, ceea ce trebuie să fim foarte atenți este la numărul încă mare de pacienți care sunt spitalizați pe secția de terapie intensivă și acest lucru arată de fapt severitatea în continuare acestui val. Din păcate, în continuare se selectează cazurile severe care au nevoie de spitalizare și din păcate
o mare parte din acești pacienți reprezintă, de fapt, pacienții care nu sunt vaccinați. Probabil că această presiune cu cazurile moderate, cazurile severe, cazurile care au nevoie de terapie intensivă va mai continua. Credeți că am ajuns într-o zonă de platou privind infectările? Dacă e să ne raportăm la numărul de cazuri noi raportate în fiecare zi, da, putem să spunem acest lucru, însă există indicatori care ne arată în continuare severitatea acestui platou, ceea ce este în continuare un lucru la care trebuie să fim foarte atenți. În ce măsură credeți că ar putea redeschiderea școlilor cu prezență fizică să înrăutățească din nou situația, acum după această scădere aparentă? Da, am observat că atunci când a început școala a coincis cumva și cu numărul de noi cazuri în creștere. E important ca cei mici și restul copiilor să se întoarcă la școală fizic. E important testarea acestor copii și e important, sigur, și pentru părinți, pentru că atunci când cei mici prezintă simptome, e bine să fie testat și e bine să nu fie adus la școală. Acesta este mesajul pentru părinți, așadar, să fie foarte atenți la toate simptomele copiilor și să fie, în primul rând, corecți. Da, este foarte important, pentru că, în primul rând, e vorba de sănătatea celor mici și, în al doilea rând, e vorba de expunerea într-un grup, chiar dacă cei mici poartă mască și sunt foarte conștiincioși, am văzut acest lucru. E important noi ca părinți să fim foarte atenți atât la starea noastră de sănătate, cât și la starea de sănătate a copiilor. Care este cel mai important lucru pe care trebuie să-l facă românii, în primul rând, ca să nu ne mai întâlnim cu această situație gravă? Repetăm informația momentului sau a zilei. Un singur pat liber la ATI în toată țara. Ce ar trebui să facă românii în acest moment? Ceea ce am spus de atâtea luni de zile, să fim responsabili, să continuăm procesul de vaccinare, pentru că acest lucru ne ferește, așa cum am văzut, de formele mai severe de boală, formele care au nevoie de internare în spital, iar pentru a opri cumva răspândirea acestui virus, e important să în continuare să păstrăm măsurile de siguranță, purtatul măștii este unul dintre ele. Și să ne adresăm medicului, absolut, medicilor, da, la primele simptome, să nu mai așteptăm, pentru că vedem foarte mulți dintre români ajung prea târziu. Încearcă să se trateze, nu știu, ca pentru o simplă răceală sau o gripă și se adresează medicului sau medicilor atunci când este deja prea târziu. Da, este foarte important să luăm primele măsuri încă de la începutul simptomelor. E important să ne testăm, e important să identificăm dacă suntem sau nu în fața unui pacient cu infecție SARS-CoV-2. E important să ne izolăm, să respectăm aceste măsuri, pentru că ați văzut, din păcate, există încă situații în care oamenilor le este frică să se testeze, este frică să se declare, din păcate, și atunci ajungem în această situație. Și așa cum a spus și dumneavoastră, e important să ne evaluăm încă de la primele simptome de boală. Vă mulțumim foarte mult pentru intervenția în jurnal. A fost medicul Diana Manolescu, director medical al Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara. Mergem mai departe. Fetița de 3 luni din Roma, înjunghiată de tatăl furios, a fost operată. Medicii au constatat că a fost înjunghiată, atenție, de 10 ori de propriul părinte și sunt rezervați în privința șanselor sale de supraviețuire. Soția se află în continuare internată la spital în Iași. Bebelușul de aproape 3 luni a fost operat la Spitalul Sfânta Maria din Iași. La capătul unei intervenții chirurgicale ce a durat 2 ore și jumătate, medicii au afirmat că fetița nu a suferit complicații postoperatorii și că starea acesteia este stabilă. Din nefericire, evoluția pe termen lung nu poate fi preconizată cu exactitate din cauza vârstei foarte fragede a copilei, precum și din cauza rănilor suferite. În momentul de față, Geamăna se recuperează la secția de terapie intensivă. Cadrele medicale au fost șocate să constate că agresorul a lovit-o de mai multe ori. Actul strigător la cer la care a recurs tatăl victimei a distrus o familie întreagă. Bărbatul și-a atacat ambele fetițe gemene, dar și soția. Pentru una dintre fiice nu s-a mai putut face nimic. Întreaga scenă s-a produs chiar sub privirile îngrozite ale fiului în vârstă de 10 ani. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore cu propunere de arestare preventivă, fiind acuzat de omor. Acesta ar fi recunoscut că și-a atacat soția, însă nu și fiicele. Bărbatul a motivat că a acționat în acest mod din cauza depresiei și a pierderilor generate de firma de termopane pe care o deține.
Nu, Hodoron Tronc s-a întâmplat această nenorocire. Era ceva cu mult înainte care prevestea, dar a crezut că poate să-l liniștească, să-l convingă că având copii împreună să-i vină mințile la cap, dar nu se poate cu ei. Acești indivizi au probleme grave psihice, de la alcool, de la droguri, cine știe de la ce. Florin Câțu rămâne cel mai vizibil membru al guvernului. Un barometru realizat de iNews.ro și de agenția de monitorizare Clar Media arată că premierul demis a fost cel mai invocat în articolele de presă. Pe locul 2 a urcat Nicolae Ciucă, cel care timp de 2 săptămâni a fost premierul desemnat de Klaus Iohannis. În topul clasamentului vizibilității miniștrilor din luna octombrie se află premierul interimar Florin Câțu. Acesta a adunat aproape 50.000 de referiri la jumătate față de luna septembrie. Vizibilitatea lui Câțu a atins maximul în urma incidentului de la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța, precum și pe fondul disputelor cu USR. Totodată, vârfuri ale vizibilității au fost înregistrate în ziua moțiunii de cenzură pentru căderea propriului guvern, dar și în urma primei runde de consultări dintre Klaus Iohannis și partidele din Parlament. Nicolae Ciucă a urcat în acest top pe locul al doilea cu aproximativ 16.000 de mențiuni. Lunile trecute, acesta se afla pe ultimele locuri cu sub 1.000 de referiri. Creșterea vizibilității este datorată zilei în care a fost desemnat ca prim-ministru al României. Sorin Câmpeanu coboară pe al treilea loc cu 8.568 de referiri. Dinamica sa în clasament este pusă pe seama ratei de infectare, vaccinare la nivelul școlilor, precum și pe seama declarațiilor privind modalitatea de desfășurare a cursurilor. Ceche Atila se menține pe locul 4. Acesta a înregistrat cea mai mare vizibilitate în contextul transferului pacienților cu SARS-CoV-2 în Ungaria, dar și datorită informațiilor referitoare la situația paturilor de la ATI. Kelemen Hunor a urcat de pe locul 8 pe 5 ca urmare a negocierilor pentru formarea unui nou guvern. Vicepremierul este urmat de Lucian Bode, Virgil Popescu sau Dan Bălceanu. Raluca Turcanu a coborât de pe 3 pe locul 8. Cea mai mare vizibilitate a ministrului Muncii a fost atinsă în urma anunțării măsurilor luate de executiv, în special cele referitoare la majorarea salariului minim și a modificării codului muncii. Tanțoș Barna, ministrul mediului, se află pe locul 10. Datele rezultă din barometrul vizibilității miniștrilor realizat de News.ro și de agenția de monitorizare Clar Media pe baza monitorizării presei scrise și online. A ajuns la o cotă de încredere de doar 7%, premierul demis Florin Câțu încearcă să-și refacă imaginea șifonată cu like-uri false. Analiștii media au observat că postările din ultimul timp al liderului PNL au strâns mii de aprecieri de la conturi fake din Rusia, Vietnam sau țările arabe. Florin Câțu a ajuns premierul României cu cea mai scăzută cotă de încredere. Modul în care a gestionat pandemia, organizarea congresului PNL în plin val 4, dar și conflictul cu USR au zdruncinat grav imaginea șefului interimar al guvernului. Se pare însă că liberalul nu vrea să accepte realitatea și încearcă să-și mențină imaginea de politician popular cu ajutorul fermelor de troli. Ultimele postări făcute pe Facebook de premier au ajuns să fie apreciate cu like-uri în mod covârșitor de conturi false cu nume rusești și vietnameze. Situația a fost semnalată de fostul ministru al sănătății Vlad Voiculescu. Relaxat sâmbătă dimineața, am zis să verific ce a mai glăsuit liderul echipei câștigătoare, urmașul brătienilor, cel mai mare dușman al PSD. Pare că premierul demis al țării nu prinde foarte bine în România, dar la nivel internațional rupe, atât în spațiul ex-sovietic cât și în Vietnam, a scris ironic ministrul dat afară de Câțu. În urmă cu câteva săptămâni, președintele USR Dacian Cioloș acuzase PNL că a plătit campanii de denigrare împotriva Ioanei Mihăilă și a lui Vlad Voiculescu. În plus, după congresul PNL, a ajuns în presă un mesaj intern de pe un grup al liberalilor. Vicepreședintele Pavel Popescu le cerea colegilor săi să reacționeze pozitiv la postările premierului. Până la rodarea noii infrastructuri, vă rog mult să intrați împreună cu grupurile de membri locale pe pagina oficială a președintelui, să reacționați și să comentați pozitiv la ultimile postări. Fiți naturali! Urmăriți în mare linia de comunicare, adăugând o notă personală comentariilor. Le transmitea peneliștilor membrul echipei câștigătoare. Raed Arafat se află în centrul unui scandal pe internet. Șeful DSU este acuzat de internauți care ar purta mereu cu el o armă. Arafat spune că totul este un fake news și anunță că nici măcar nu are permis de portarmă. Imaginile care au devenit virale îl înfățișează pe Raed Arafat participând la mai multe acțiuni. La o analiză mai atentă se poate observa că șeful departamentului pentru situații de urgență poartă la nivelul brâului un obiect ce se aseamănă foarte mult cu o armă. Ideile s-au răspândit rapid în mediul online și au atras numeroase critici la adresa șefului DSU. Arafat a vrut să clarifice speculațiile și a spus că informațiile vehiculate sunt pură dezinformare.
Pistolul pe care îl port la brâu, conform afirmațiilor unor dezinformatori pe care, din păcate, le cred mulți, dându-le share aberațiilor lor, sunt, de fapt, telefonul și stația radio pe care m-am obișnuit de ani de zile să le port la brâu, a scris Raed Arafat. Acesta a mai adăugat că știrea, care a apărut inițial pe un site din Târgu Mureș, este falsă pentru că nu deține nici măcar un permis de port armă. Ca fapt divers, eu nici nu am permis de port armă ca să port un pistol la brâu, așa cum pretind dezinformatorii. Începând de luni, românii care s-au vaccinat cu Johnson & Johnson și care au mai mult de 6 luni de la vaccinare pot face rapelul. Recomandarea este administrarea unui vaccin pe bază de ARN mesager, adică Pfizer sau Moderna, dar românii pot opta să facă o nouă doză de Johnson & Johnson. Având acum de la firma producătoare asigurări de că se poate face un rapel și este chiar recomandat pentru că au trecut 6 luni, pentru că la fel ca și celelalte vaccinuri, ca și la celelalte vaccinuri, după un minim de 6 luni se poate să scadă la unii, să știți, la anumite persoane încep să scadă anticorpii, titlul de anticorp și practic sunt din nou, să spunem, nu expuși la boală neapărat, că dacă te ferești nu faci boala, dar dacă o faci, poate că o faci într-o formă mai severă dacă nu ai un plus de anticorpi. Specialiștii spun că mulți din cei care au ales să se imunizeze cu serul de la Johnson & Johnson au fost atrași de ideea unui vaccin care se administrează într-o singură doză și astfel pot obține certificatul verde într-un timp mai scurt. Vaccinarea cu o nouă doză în cazul celor imunizați cu serul de la Johnson & Johnson a fost aprobată în urma studiilor științifice potrivit coordonatorului campaniei naționale de vaccinare Valeriu Gheorghiță. Astfel, românii vaccinați cu Johnson & Johnson pot face rapelul de luni, fie cu vaccin pe bază de ARN mesager, adică serul produs de Pfizer sau Moderna, fie cu încă o doză de Johnson & Johnson. Este bine să ne vaccinăm, este bine să facem atunci când ni se recomandă și vine vremea, să facem și doza 3 acolo unde se poate face doza 3 și iată că avem acum și se poate face și doza 2 cu Johnson. Și este bine peste toate aceste lucruri să ne și ferim să nu ne îmbolnăvim, adică să uzăm în continuare de ceea ce este atât de simplu și elementar, adică masca și distanțarea. Medicul Tudor Ciuhodaru consideră însă că vaccinarea ar trebui să rămână opțională, atât pentru adulți cât și pentru cei mici. Declarația vine în contextul în care, mai spune Ciuhodaru, există țări care au un procent ridicat de imunizare, dar au în același timp și un număr mare de îmbolnăviri. Ca să fie foarte clar, noi nu putem recomanda o vaccinare generală atâta timp cât nu avem securitatea datelor necesare. Că mai important pentru moment este să se vaccineze cât mai mulți din cei cu vârste între 18 și 59 de ani. Practic de aceasta va depinde totul în valul 4 al pandemiei. Iar vaccinarea copiilor este poate un subiect interesant pentru mass media, dar din punct de vedere epidemiologic nu este atât de relevant. De aceeași părere sunt mai mulți specialiști care spun că vaccinarea nu ar trebui să fie obligatorie în țara noastră în condițiile în care există țări care au un procent foarte ridicat al ratei de imunizare, dar și un nivel ridicat al infectării. Danemarca vineri au confirmat pentru a doua zi consecutiv peste 2000 de noi cazuri într-o țară de 5,8 milioane de locuitori, în care 85,9% dintre danezii cu vârstele de peste 12 ani sunt vaccinați cu schema completă. Asta înseamnă o incidență similară României la 1000 de locuitori. De asemenea, medicul Tudor Ciuhodaru consideră că decizia autorităților de a introduce obligativitatea certificatului verde este pur administrativă. Am votat împotrivă, se dovedește inutil. Ar trebui o informare coerentă, transparentă, beneficii, riscuri, efecte secundare, existența, dacă vreți, a unui ghid algoritmic ce ar trebui să facem în astfel de situații. Doar cei vaccinați ar trebui să beneficieze de concediu medical. Este propunerea făcută de europarlamentarul PSD Mihai Tudose. Fostul prim-ministru al României consideră că cei nevaccinați își limitează singur dreptul la muncă. Mai mult de atât, Tudose spune că trebuie să existe și niște penalități pentru astfel de cazuri. Vaccinarea este un mijloc, nu un scop. Nu blochează mijlocul numit vaccinare. Dacă se satură să-și tot bage sârma în nas, bățișorul în nas, știind și că se poate îmbolnăvi, că la un moment dat se va îmbolnăvi.
Dar nu cumva dacă e bolnav, tocmai și-a limitat sigur dreptul la muncă? Riscul de îmbolnăvire este mai ridicat la persoanele nevaccinate, spune europarlamentarul PSD. Potrivit lui Mihai Tudose, tot cei neimunizați sunt cei mai predispuși să ceară concediu medical mai des. Mai mult decât atât, politicianul consideră că ar trebui să existe o penalitate pentru astfel de cazuri. Dacă își face vaccinul și se îmbolnăvește, stă cam 4 zile acasă. Te-ai vaccinat și te-ai îmbolnăvit, să-ți plătesc concediul ăla medical fără probleme. Nu te-ai vaccinat, ai umblat tu brambura, că ești tu Batman și nu vine virusul la tine, că ești urât și te-ai îmbolnăvit, vezi că lipsești la serviciu o lună, cel puțin. Fără plată. Fără plată, frate. Că trebuie să existe și o penalitate. Totodată, Tudose consideră că măsurile luate la nivelul țării sunt unele blânde comparativ cu cele luate în alte state. Nu, noi tot plângem, domnule, aici vine statul și mi-obligă găina să facă două pe zi. Stați vedeți și afară. Dar le mai mor doar 10 pe zi. Înțelegeți? Domnule, problemele... Da. Și mai e ceva. Bă, nu vrei să te vaccinezi. Este dreptul tău. Stai acasă. Stai acasă, frățioare. Un nou succes pentru înotătorul David Popovici. Românul de doar 17 ani este noul campion european la proba de 200 de metri liber de la campionatul din Rusia. Popovici și-a bătut propriul record în bazinul scurt și a stabilit un nou record național. Pentru a câștiga aurul la campionatele europene de la Kazan, Rusia, tânărul David Popovici a bătut propriul record. Medalia vine după parcursul bun de la Jocurile Olimpice, unde tânărul sportiv în vârstă de numai 17 ani a făcut o impresie excelentă. Popovici a fost urmat în clasamentul final de doi olandezi, Luc Kroon și Stan Pinnenburg. Românul a anotat pe culoarul 4, adică cel pentru favoritul cursei. Până la ultima lungime de bazin a fost mereu în urma principalilor săi adversari, dar a reușit să recupereze pe ultimii metri ai cursei. Popovici își trece astfel în palmares primul său titlu continental la senior și stabilește un nou record național la 17, 18 și plus 19 ani. După ceremonie, Popovici a postat și un mesaj emoționant pe Facebook. Vă mulțumesc tuturor pentru încurajări și suport. Mândru că sunt român. Autoritățile din Dolj caută de ore bune un bărbat care a dispărut din portul Calafat. Omul era marinar, iar ultima dată a fost văzut la bordul unei nave care urma să plece în Serbia. La căutării aparte inclusiv o echipă de scafandri care îl caută pe bărbat în apele Dunării. Un marinar român de 54 de ani este căutat de autoritățile din Dolj după ce a dispărut de la bordul unei nave aflate în portul Calafat. Bărbatul originar din Drobeta, Turnu Severin, a fost văzut ultima oară la bordul embarcațiunii care se afla în timpul efectuării reviziei de ieșire din țară și care urma să se îndrepte spre portul Prahovo din Serbia. Dispariția a fost sesizată de un lucrător din cadrul oficiului de căpitanie Calafat. Polițiștii din cadrul postului de poliție transportul navale Calafat împreună cu un tehnician criminal din cadrul poliției municipiului Calafat și un lucrător al căpitaniei Calafat au efectuat de îndată cercetarea la fața locului fiind verificate toate compartimentele navei și ridicate totodată mai multe bunuri, înscrisul și alte probe în vederea stabilirii situației de fapt. O variantă luată în calcul de polițiști este aceea conform căreia bărbatul ar fi căzut peste bord. Din primele verificări efectuate de către polițiști, varianta de luat în calcul este aceea că bărbatul ar fi căzut de la bordul navei în fluviul Dunărea. Autoritățile au verificat toate compartimentele navei, însă bărbatul a fost de negăsit. Pentru căutările bărbatului a venit în sprijinul autorităților și o echipă de scafandri care îl caută pe bărbatul dispărut în apele Dunării. Piciu și Pikachu au luat la bătaie un polițist din Prahova. Nu este vorba despre un film de acțiune sau de un desen animat, ci despre un scandal în Câmpina, la câțiva pași de școala de agenți de poliție. Totul ar fi pornit în momentul în care agentul ar fi oprit pe unul dintre interlopi în trafic. La scurt timp, mai multe persoane din anturajul său au venit în ajutor, iar situația s-a transformat într-un adevărat scandal printre mașinile care circulau în centrul orașului. Tot temă că e scris.
Scandalul a avut loc în centrul orașului Prahovean, Câmpina, după ce un echipaj de poliție a tras pe dreapta o mașină la volanul căreia se afla un cunoscut interlop din județ. Agentul i-a cerut șoferului să sufle în aparatul etilotest, moment în care bărbatul s-a enervat și l-a luat la bătaie pe omul legii. Interlopul cunoscut drept Piciu și-ar fi chemat câțiva prieteni, apoi i-ar fi rupt vesta de protecție polițistului, în timp ce un alt bărbat a spart oglinda retrovizoare a mașinii de poliție. Printre prietenii care au venit în ajutorul șoferului se află un alt interlop zis Pikachu. Atât Piciu cât și Pikachu au fost reținuți după scandal cu ajutorul jandarmilor. În cele din urmă, șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar aparatul a arătat un rezultat de 0,57 mg pe litru de alcool pur în aerul expirat. Bărbatul zis Piciu este un interlop cunoscut nu doar în țară, ci și la nivel internațional. Acesta a fost implicat în scandaluri repetate, iar de-a lungul timpului a avut numeroase probleme penale. Piciu a fost chiar extradat în România după ce a făcut probleme în Franța. George Clooney se teme de teroriști, așa că a transmis presei o scrisoare deschisă cu indicații clare. Ce nu au voie să facă ziariștii, vă spun în scurt timp la Jurnal. Rămâneți alături de noi, revenim imediat. Am revenit la știri. Deși oamenii mor de foame, Kim Jong-un organizează concursuri de tras cu tunul. Coreea de Nord a efectuat exerciții de tragere cu artileria pentru a-și consolida capacitatea de apărare. Penianul speră astfel să convingă Statele Unite să renunțe la politica ostilă. Competiția de trageri de artilerie între unitățile mecanizate a avut loc în prezența unor înalți oficiali guvernamentali și militari, a raportat agenția oficială Korean Central News Agency. Liderul Kim Jong-un nu a fost menționat în raport, sugerând că nu a observat antrenamentul. El a supervizat un exercițiu similar de tragere de artilerie anul trecut. Exercițiile din acest an au fost concepute pentru a inspecta progresul unităților mecanizate în ceea ce privește capacitățile lor de luptă mobilă și pentru a intensifica în continuare antrenamentul. Antrenamentul competitiv în întreaga armata Nordului, a precizat KCNA. Începând din septembrie, Coreea de Nord a testat o serie de rachete nou dezvoltate, inclusiv arme cu capacitate nucleară, care plasează aliații americani, Coreea de Sud și Japonia la o distanță de lovire. Unii experți spun că Coreea de Nord dorește ca rivalii săi să o accepte ca stat cu putere nucleară și să lucreze pentru a ușura sancțiunile internaționale asupra țării. Testele de artilerie ale Nordului atrag mai puțin atenția din exterior decât testele sale de rachete, în special lansările de arme balistice, care sunt interzise de mai multe rezoluții ale Consiliului de Securitate al ONU. Dar piesele sale de artilerie cu rază lungă de acțiune, desfășurate în apropierea graniței cu Coreea de Sud, reprezintă o amenințare serioasă pentru populata regiune metropolitană din Sud și pentru alte zone, spun experții. Premierul irachian a fost victima unei tentative de asasinat. O dronă capcană a vizat reședința oficialului din Bagdad. Statele Unite au condamnat un act aparent terorist contra inimii statului irachian. Mustafa Al-Kadmi, premierul aflat la putere din mai 2020, este pentru prima dată victima unui asemenea atac. Atentatul are loc într-un moment în care partidele negociază în vederea formării de coaliții parlamentare pe baza rezultatelor preliminare ale alegerilor din 10 octombrie. Alianța Cuceririi, vitrină politică a Hajd al-Chabi, o influentă coaliție de foști parlamentari pro-Iran, denunță o fraudă electorală. Unii partizani ai Hajd îl acuză pe Kadmi de complicitate la această escrocherie. Atacul contra reședinței lui Kadmi, situată în zona verde, nu a fost revendicat imediat. Potrivit unei surse de securitate, două gărzi de corp au fost rănite fără a se cunoaște gravitatea rănilor lor. Pe Twitter, Mustafa Al-Kadmi a făcut apel la calm și reținere din partea tuturor pentru binele Irakului. Potrivit biroului său, această tentativă de asasinat ratată a avut loc cu ajutorul unei drone capcană. După atac, forțele de securitate au fost desfășurate număr mare în interiorul zonei verzi și în jur, potrivit unei surse de securitate. Ofensivele contra zonei verzi sunt recurente și au vizat adesea ambasada americană.
Elon Musk face sondaj pe Twitter pentru a decide ce se întâmplă cu averea sa. Directorul Tesla îi întreabă pe cei peste 60 de milioane de urmăritori de pe net dacă ar trebui sau nu să vândă 10% din acțiunile sale Tesla. Miliardarul promite că va respecta cu strictețe rezultatele sondajului, cu toate că ar putea să piardă bani importanți. Cea mai bogată persoană din lume, Elon Musk, declarase anterior că s-ar putea confrunta cu o factură fiscală masivă în acest an, deoarece trebuie să exercite un număr mare de opțiuni pe acțiuni care vor ajunge la scadență anul viitor. Miliardarul spune că singura modalitate prin care poate plăti impozitele personal este să vândă acțiunile pe care le deține. Pentru că e o decizie importantă și nu a putut decide singur, Musk i-a întrebat pe urmăritorii de pe Twitter ce ar trebui să facă în acest caz. El promite că va respecta rezultatele sondajului indiferent de consecințe. Sondajul a primit aproape 2 milioane de răspunsuri în 7 ore de la postare, 55% dintre respondenți aprobând propunerea de vânzare a acțiunilor. Musk a criticat propunerea care ar afecta 700 de miliardari și ar impune taxe pentru câștigurile de capital pe termen lung asupra activelor tranzacționabile, indiferent dacă acestea au fost sau nu vândute. Miliardarul a declarat recent tot pe Twitter că ar vinde 6 miliarde de dolari în acțiuni Tesla și ar dona Programului Alimentar Mondial, cu condiția ca organizația să dezvăluie mai multe informații despre modul în care și-a cheltuit banii. Incident fatal în Sierra Leone. O cisternă plină cu combustibil a explodat după ce a avut un accident cu un camion. În urma impactului, peste 90 de persoane și-au pierdut viața, iar alte, cel puțin 100, au fost grav rănite. Peste 90 de oameni și-au pierdut viața în urma unei explozii puternice. Tragedia s-a petrecut după ce o cisternă cu combustibil a intrat în coliziune cu un camion. Incidentul a avut loc într-o intersecție aflată în capitala Sierrei Leone. În urma impactului, combustibilul s-a vărsat pe întreaga stradă. La scurt timp, trecătorii și mașinile din zona au izbucnit în flăcări. Potrivit primarului orașului, nu există un bilanț oficial. La morga centrală din oraș au ajuns 91 de cadavre, iar în jur de 100 de persoane sunt tratate în spitale și centre de sănătate din zona Freetown. Justiția americană suspendă ordinul lui Joe Biden referitor la vaccinarea angajaților. O curte de apel federală din Statele Unite a suspendat ordinul prin care se cerea ca personalul din companiile americane cu cel puțin 100 de angajați să fie vaccinat împotriva COVID-19 sau testat săptămânal. Mai multe companii, grupuri de susținere și statele Texas, Louisiana, Mississippi, Carolina de Sud și Utah au depus plângere împotriva propunerii lui Biden de vaccinare obligatorie a angajaților. Ordinul prevede ca toate companiile americane cu mai mult de 100 de angajați să fie obligate să aibă lucrătorii vaccinați anticovid sau să le facă teste săptămânal începând din 4 ianuarie. Angajații care nu vor să se vaccineze vor trebui testați săptămânal și vor trebui să poarte mască la locul de muncă. Firmele le pot cere însă angajaților să plătească pentru teste. Potrivit calculelor, sub incidența acestei măsuri ar intra 2/3 din forța de muncă din Statele Unite, adică peste 80 de milioane de angajați. Doamnelor, domnilor, jurnalul a ajuns la final. Urmează documentarul Coreea de Nord, dinastia terorii. Eu, Dan Gabor, vă aștept din nou aici la ediția specială Talk B1 de la ora 19. Nu o ratați, să aveți o după-amiază cât mai frumoasă alături de B1 TV.